Dar totuși vedem că nu apare nimic în pagină. Da, asta este următorul tip de bug-uri pe care am vrut eu să vi-l arăt. Deci cumva puteți ajunge în situația în care ați făcut ceva modificări în codul vostru, ceva s-a întâmplat, vă uitați în pagină, parcă sunteți pe pagina bună și vedeți un ecran alb. Da? Deci React-ul în punctul ăsta deja nu mai detectat nicio eroare, cumva nu sunt erori de sintaxă sau erori din alea ordinare pe care el ar putea să le identifice. Nicio problemă, deschideți panoul de dezvoltator și aici aveți consola și consola vă zice și ia la rândul ei o serie de informații relevante când vine vorba despre erori. Ok, în cazul dat, hai să ne uităm aici la primul mesaj, de obicei le luăm în ordine, da, deci cumva ultimul mesaj a apărut, de fapt este cel mai recent, dar se mai întâmplă că apare același mesaj de mai multe ori, eu zic că le rezolvăm pe rând și pe măsură ce le rezolvăm o să vedem unde este localizată problema. Să ne uităm aici așa. Iarăși mesajul de eroare este la fel foarte, foarte sugestiv. Îmi zice uncode type error, da, o eroare de tipuri sau ceva de genul, adică nu am legat ceva type-uri corespunzătoare sau nu am aplicat ceva metode corespunzătoare. Mai exact, props.map is not a function. Ok, și asta apare în componenta de task viewer pe .jsx, da? În fișierul task viewer .jsx, linia 20. Să mergem în task viewer pe linia 20. Ok, și să vedem ce problemă aici. Ok, undeva pe aici noi avem o problemă care ne zice nouă că props.map is not a function. Ok, să vedem unde mai exact apare chestia asta. Când apar erori deja în domnul nostru, se mai întâmplă uneori că poate nu ne zice linia strict exact unde se întâmplă, poate fi cu o linie mai sus, mai jos, în dependență de ce scenariu avem noi, dar iarăși reușește destul de bine să localizeze eroarea dată. În cazul dat, bine, nu este pe linia 20, că este pe următoarea linie, 21, adică el cumva a ajuns până aici și mai departe a apușcat, da, deci când a ajuns blocul ăsta n-a mai putut să-l execute, respectiv eroarea a fost triggeruită la linia 20. Și ce ne zice nou? Props.map is not a function. Ok, oare de ce props.map is not a function? În primul rând, să ne gândim ce face acest map. Map-ul până la urmă este acea metodă a array-ului care vine by default implicit într-un array, da? Deci orice array are această metodă map. Când avem erori de tip not a function, cel mai probabil noi încercăm să apelăm o constantă, nu are importanță ce, ceva care nu este o funcție. Ca să vă mai dau un pic de context mai mult aici, o să merg și o să scriu câteva instrucțiuni, după care o să vedeți mai bine ce se întâmplă. O să-mi declar o constantă numită A, care va fi egal cu undefined, da? După care o să-mi declar o altă constantă numită B, care va fi egală cu, o să-i dau un text, da? Un string. Și haideți să încercăm să apelăm prima dată această constantă A, ca și cum ar fi o funcție, da? I-am dat A și îi pun sintaxa de call și ne apare același mesaj de eroare pe care l-am văzut și noi la componenta noastră. Uncode type error, A is not a function, da? Cumva ne zice că aceasta nu este o funcție. Ok, și evident nu este o funcție, când încerci să apelezi un undefined, o să-ți puște pentru că el într-adevăr nu este o funcție. La fel și mai jos, dacă încercăm să-l apelăm pe B ca și cum ar fi o funcție, primim aceeași eroare, B is not a function, evident stringul nu este o funcție, respectiv nu avem cum să-l apelăm. Atunci, având informațiile date, să dăm un refresh să ne mai uităm o dată. Props.map is not a function, da? Deci problema mai degrabă ar veni de la acest props.map sau de la map și de la props ambele îmbinate, cumva, adică props.map-ul ăsta nu este o funcție, da? Deci de ce map-ul ăsta n-ar fi o funcție? Păi map-ul în mod normal, la array-uri vine implicit, el tot timpul este acolo. În cazul dat, cel mai probabil props.map este undefined și ținând cont că
props.map este undefined. Asta ne-ar duce la gândul că props poate nu neapărat este un array. Ok, știind asta, revenim aici, props.map nu este un array. În schimb, ce am vrut eu să fac aici? Aici am vrut să iterez peste lista mea de task-uri, da? Și de fapt, peste ce am vrut să iterez eu nu este direct pe props, care props în sine este un obiect, după cum acum cred că prind mai mult sens, props.map n-are cum să funcționeze, cum obiectele nu au proprietatea asta map, metoda mai bine zis map, map-ul, chestia asta va fi undefined, da? Deci nu încercăm să apelăm aceeași analog cu ce am făcut eu mai înainte, să apelăm un undefined, evident că o să primim eroarea asta, is not a function. Și problema aici era că trebuia să iterez de fapt pe props.tasklist și nu direct pe props. Am dat un save, mai dau un refresh și vedem că am rezolvat problema, dar ne-au apărut altele. După cum vă ziceam, am pus intenționat mai multe erori în aplicație și ele tot și apar pe măsură ce reușește să randeze diferite componente. Adică arborele de componente, cumva gândiți-vă că el încearcă să meargă în interior și să execute bucată cu bucată de cod și ajunge la un moment dat la o linie de cod, nu mai merge ceva, o pușcat și a oprit execuția, în adâncime nu mai are cum să intre. Din motivul acesta, pe măsură ce rezolvăm unele probleme, ele tot apar și apar. Următoarea eroare vine în batch.gsx, linia 8. Ne ducem în fișierul batch.gsx, linia 8, undeva aici, și ne zice următorul lucru. Iarăși aceeași chestie, mai departe, e explicit ce vrea să însemne această eroare. Assignment to constant variable. Da, deci asta ar însemna că noi încercăm să facem o asignare de valoare la o constantă. O reasignare, mai bine zis. Și dacă revenim pe codul nostru sus și ne uităm pe linia 8, vedem că, într-adevăr, am declarat aici sus constanta mea beige color și mai jos am încercat să mai reasignez odată constantei date încă o valoare. Evident, constantele, ele cum nu își modifică valoarea, asta va declanșa o eroare. Ok, ștergem și asta și vedem că a apărut în sfârșit în aplicația noastră în pagină. Ceea ce este perfect, dar haideți să ne mai jucăm un pic și să încercăm să creiem un task. O să-i dau un nume la task-ul meu, da? O să-i selectez o dată și câteva detalii. Create task și nu s-a întâmplat nimic. În schimb, mi-a mai apărut o eroare în pagină și anume ceva ce am mai văzut noi, is not a function-ul ăsta. În control panel, linia 18. Să navigăm în control panel, linia 18. Așa. Control panel GSX, linia 18. Da. Ne uităm un pic peste componenta noastră. Ok. Task. Așa. Control panel, linia 18. Ok. Și aici, pe linia 18, vedem că on new task add is not a function. Deci, cumva o eroare similară cu ce am avut mai devreme, ne zice că aici încercăm să apelăm ceva care nu este o funcție. Ok, să vedem ce mai exact este acest on new task. Vedem că l-am scos din props, respectiv este un prop. Da. Acum sunt mai multe metode cum putem să ne dăm seama unde e problema, dar vreau să vă arăt cum putem, de exemplu, combina diferite tool-uri pentru a identifica bug-ul. Ținând cont că aceasta este o componentă React și ține de ce avem noi în prop, putem să folosim celălalt tool pus la dispoziție și anume React Developer Tools-ul și cu Inspect-ul să încercăm să navigăm către această componentă de Create Task. Create Task Form, mai bine zis. Ok, și acest Create Task Form vedem că este generat la rândul său de control panel, da? Deci până la urmă vrem să vedem ce are acest control panel. Are trei propuri. Is open, set is open, task list. Ok, da. Și avem create task form modalul ăsta, care la rândul său are câteva hook-uri.
state-ul și props, add new task, care este o funcție. Ok. Așa. Și componenta noastră de control panel, de fapt asta este care m-a interesat pe mine, un pic n-am fost atent la ce avem aici. Componenta noastră de control panel are 3 propuri, da? Is open, set is open și task list. Is open, set is open și task list. Și vedem că nu regăsim aici în lista noastră de propuri un task add-ul. Ok. Hai să vedem de ce mai exact apare această problemă, să vedem unde am utilizat noi acest control panel. Putem să ne dăm seama unde am utilizat acest control panel din RenderedPy. Deci, cumva, control panel-ul prima dată vine randat în Task Viewer. Deci, ne ducem în Task Viewer și, într-adevăr, vedem că avem acest control panel aici. Ok, și acest control panel... Vedem că nu i-am setat propul de add task ăsta. Da, cumva nu am făcut legătura corespunzătoare cu numele propul ăsta. Deci on new task nu a fost adăugat. Ok, deci aici ar mai trebui să-i adaug propul de on new task și să leg de ceva. Din ce mi-amintesc că trebuia să task viewer-ul la rândul său trimitea propul ăsta mai departe, putem să navigăm către task viewer și vedem că da, într-adevăr, are un prop on new task add. Da? Deci propul ăsta cumva, de fapt, era legat de un props din părinte, props on new task add. Și așa am rezolvat încă un bug. Să încercăm să-i dăm create task. Vedem că s-a și creat acest task. Totul este perfect. Cu o mică excepție, cred că am observat un mic băguleț. Ok. Am încercat să adaug o componentă nouă și vedem că nu s-a adăugat nimic aici.